Bună dimineața la apicultori! Astăzi, 26 septembrie 2018, am hotărât iarăși să mă duc până la Nea Ilie, deși a trecut aproape un an. Anul trecut mi-aduc aminte că m-am dus în octombrie, anul ăsta mă duc în septembrie, un pic mai devreme. De ce? Pentru că el a început să facă unificarea roilor și să mai învățăm multe lucruri, deși am învățat multe de la el, și să mai învățăm în continuare multe și ce trebuie să punem în practică noi la anul. Eu mă voi duce la el și acolo voi face și o filmare să vedem ceea ce trebuie să facem ca să mergem spre performanță. Eu am plecat, dragi apicultori, și sperăm să avem și vreme bună ca să putem să facem ceea ce ne-am propus. Să trăiești, Nea Ilie! Să trăiești, Iulică! Nea Ilie, prima dată îi salutăm pe toți apicultorii și toți care ne vizionează. Salut, prieteni! Salut, prieteni! Așa s-a obișnuit să vă spun tuturor că suntem prieteni. Apicultorii trebuie să fim prieteni unul cu altul. Am observat că mi s-a transmis prietenia asta între mine și Bobocea, care, după cum se vede, a venit a doua oară, anul trecut și anul ăsta. Da. Neili, mai întâi să spun motivul de ce am venit la Matale. Care motivul? Da. Motivul este ăsta. Deci, eu vreau să-mi schimb modul meu de lucru în stupină. Deci, după cum știm că dacă vrem să facem o producție de mierii, are importanță să fie matca bună în stupină și tânără. Așa. Eu ce fac? Eu schimb măcile la 2 ani, dar, ținând cont, cum eu fac mutări multe și... Toate măcile schimb la 2 ani? Cam jumătate. La 2 ani. Da. Și celelalte jumătate? Păi cealaltă jumate care sunt de 2017, le las și la anul. Am înțeles. Așa. Dar posibil să ai o matcă bună să-mi iagă și 4 ani, știi de asta? Ei, poate să fie și așa, eu le schimb. Că eu nu pot să știu. Ori este că se numerește câte una... Poate să, da, să ai o matcă bună și să schimbi cu alta mai care nu mai puțin bună. Da, dar se poate și așa, da. Dar se poate întâmpla, dar și n-ai reușit cu măcile, cum le schimbi, așa, cu cușulița? Păi uite care e treaba. Eu, de obicei, an de-a rândul, am schimbat. Deci mi-au primit măcile, că a mai fost câte o problemuță, ieși acolo, dar anul ăsta... Mai faci și pauza și de pontă, de când ai omorât matca bătrână, până primești și elată. Nu, eu îi dau imediat. Dacă eu azi am omorât matca, azi o dau la... Și cât o ții în cușcă? 6-7 zile. Păi și asta nu se cheamă pauză? Acum ce să facem? Eu vreau să mă primească. Asta se cheamă pauză și dacă nu o primești, e altă pauză. Da, și acum eu am văzut la Matale altfel. Eu am văzut că Matale îți faci niște nuclei. Da, asta eu fac de mult, dar nu prea m-am lătat eu nuclei, de astea că n-am avut timp și nu mi s-a părut atât de interesant. Eu fac de mulți ani nuclei, am avut făcute cu timpul înainte, facem în orizontal, deși mari, facem câte 6 compartimente și avem zbor în față, zbor în spate, zbor în față, zbor în spate, dar nu puteam să-i duc la, după mine, că plec la tei. Nu putem să-i încarcă, sunt măhăloși așa și ne ocupă mult spațiu și am trecut la din ăștia lădiți de astea așa, trei compartimente și atunci fac prima dată întrânși primăvara când găsesc boci de schimb liniștit. Da. E ușor, îl duc, îl pun în portbagaj la mașină, îl duc de acasă, e ușor. Așa. Da, haideți să ne vedem. Eu aș vrea ca la anul, dacă ajungem cu sănătate, să cresc eu niște nuclei, deci. Să fac niște roișori. Aha. Și când vine toamna, după floarea soarelui, când voi face schimbările
la măcile bătrâni, se da, păi măcile da, bătrâni, da, da. Eu să vin atunci cu nucleu când... cu 3 rame, să zic dacă are 5 rame, 6 rame și mai vin cu alte 3 rame lângă. Dacă, deci dacă are 4 și mai vin cu 3, e destul. Tot e bun. Da, seama. Deci n-am venit numai cu musc, adică cu masca, să spunem. Vin cu 3 rame. Vin cu familie, vin cu toată, cu toată echipa, da. Așa. Și dacă el are 6 rame și a mai venit cu 3, s-a făcut pe 9. Sau dacă are 5 și a venit cu 3, s-a făcut pe 8 rame. Păi da, da. Și da, o familie de albine ca să ierneze pe 8 rame, 9 rame, e altă, tot la fel ca atunci când iernează. E altă mâncare de pește, nu? Da. Așa. Mulți fac chestia asta și nu recunosc, nu spun. Chiar sunt oameni care sunt cunoscut și nu spun. Da, faci fiecare cum vrei. Eu am considerat să arăt la toată lumea, mai ales că sunt începătorii care mi-au scris, domnule, vreau să învățăm ceva, pentru că dacă nu arată unul, arată altul, nu învață. Și ce am eu de... Eu n-am nimic de pierdut dacă le arăt. A, să învețe, că și pe mine poate alții m-au arătat, m-au învățat și a, să învețe băieță că e viitorul care vine de urmă. Da, și acum mi-a arăt să mie cum faci matale. Prima dată eu fac așa. Cum faci matale? Uite aici, avem o ladă care... Avem trei compartimente. Așa. Una în mijloc, una care doboară în partea stângă și una în dreapta, da? Așa. Ei, eu aici fac și primăvara și după aia, când s-o iacuzina matca, l-am luat, am pus în altă ladă, mi-a dat o ramă cu puietă, în funcție după cum merge. Și aici eu văd matca care merge și care nu merge bine. Da. Aici e un fel de selecție de măci, nu numai. Păi, da. Păi vezi că asta e diferența. Ca să stăm să ne gândim un pic, dacă facem nuclei, noi vedem. E nu orice marcă. Păi nu toate iese. Nu orice marcă, noi vedem, da. Dacă dă înainte, o lăsăm. Dacă nu dă înainte... Păi, dacă nu o cuprinde, nu o schimbă, nu lăsăm. Făcut. Da, nu are rost, da, nu are rost. Ei, aici când facem așa, hai să arătăm aici. Ia să aduc mai aproape camera să vadă, dacă tot arăs matale acolo. Ia să vedem. Ce ai matat? Eu am rămas cu două rame. Deci este un nucleu făcut. Când e făcut nucleul ăsta? După tei, încoace. După tei. Da. Deci, așa. Ăsta mi-a rămas pe două rame. Că are prea mult. I-am scos o rame, i-a ajunge. Da. I-a ajunge. Păi, dar eu aici, dacă am două cu albină, cum îi strâns ea acum, ar însemna că... Că am o ramă bună, da? Da. De albine care o duc în altă parte. Dacă am 5 și le dau una, nu-i bun? Păi sigur. Bine, dar acum un nucleu poate să fie mai dezvoltat, unul mai puțin dezvoltat. Așa. E ca că aici, nu. Aici e ca aici e o problemă. Aici e o problemă, după cum se vede. Aici e o problemă, da. Acolo așa se vede ceva. E o problemă, vezi? Acolo niște boți. Ești. Deci ăsta a rămas fără matcă. Sigur că da. Ai văzut? E că aici nu am știut asta. Ai văzut? E, și e bine să arătăm. Da, pentru că aici, dacă a rămas fără matcă... Înseamnă că nu a fost matca bună. Nu a fost matca bună și atunci s-a întâmplat ceva. Păi da, și lucrul ăsta, vezi, se poate verifica pe nucleu. Și pe adică nucleu, da. Nu, că dacă nu, era pe familie, rămânea stricam, familia fără matcă. Familia. Așa, da. Lăsăm pe ăsta aici. Dar așa să discutăm întâi cum îl fac. Așa. Întotdeauna eu când pun rama cu puiet, când formez nucleu, așa. Caut să-i pun rama aici, spre diafragmă, și cealaltă tot lângă diafragmă. Tot lângă diafragmă, ca să se încălzească. Ca să se încălzească, chiar dacă e vara, atunci ai noaptele și mi-e bine să fim așa. Și mi-i scuturăm o ramă cu albină în el, poate din alt stup, nu din așa stup, să nu o slăbim tare. Și îi punem matcă dacă avem, dacă nu, botcă. Am înțeles. Eu îi pun botcă pentru că vreau să lucrez numai cu... Sămânța mea, numai de la mine, din producții proprii. Da, matale folosești. De care boți folosești? De schimbare liniștită, de salvare, de roire, de care boți folosești? Dacă am de schimb liniștit, fii sigur că așa le folosesc. Și fac în așa fel ca deci să... Deci prima dată alegi schimbare liniștită. Liniștită, după aia de roire. După aia de roire, da. Și sunt șase alte bune care sunt de... Auzi, dar știi ce vreau să spui? Vreau să spui puțin despre boțele de salvare. Cât sunt de buni? Sunt buni, dar numai 2 ani, nu sunt mult. Nu mergi de 4 ca aici. Mergi mai mult. Am așa. Sunt foarte buni, merg 2 ani de zile, dar după aia trebuie schimbate. Și dacă ai timp să le schimbi, e bine. Adică din ce ai testat matale? Da, 2 ani o matcă de schimbare liniștită, deci din botcă, trazi în botcă de schimbare liniștită. Merge 4 ani. Merge 4 ani. Fără discuții. Iar de salvare. Iar numai 2, dar
după da. Aia trebuie să merg bine. Dar dacă e de roieri? Dacă e la roieri, la fel, tot patru, dar îi mai scăpi, dacă nu stai întâi, îi mai scăpi. Așa. Aia de roieri și de schimb liniștită sunt foarte buni, merg bine. În schimb, așa de roieri au tenta de roi. Dar nu tot timpul, pentru că... Depinde de an. Depinde cum de a an. Fost anul ăsta? Da. Cum a fost anul ăsta? Nu a fost. Cazul să roiască. Anul trecut iar la fel. Nu a fost cazul să roiască. În 2016 am avut ceva probleme. Da. Cu câțiva, da, nu. Noi sunt poate că la 5 ani, 6 ani, câte un an de la care plin de boce. Restul merge. Așa, și vreau să spun că de la mine fac din producție proprie, că vreau să-mi păstrez aceeași rasă, nu vreau să mă încurc, să mă încălșesc, să mă... Așa. Acum hai să mergem să arătăm nucleii care le-am făcut, care sunt buni, cu care fac unificările. Pentru că ăsta am să-i scutur doar albina, să-i doar unul care... Bine, așa. Mergem acolo, da? Mergem aici. Unde? Aici. A, la aici? Da. Aici am avut, la fel, un nucleu făcut. Așa. Și am schimbat din compartimentul mic, am băgat într-un stup într-o ladă mare, pentru că era mai bine dezvoltat, ca să vezi diferența. Adică el a fost într-o ladă mai mică, nu? A fost într-un compartiment de ăla. Într-un compartiment de ăla. Și am schimbat, tu te vezi că ăsta e cu zborul în partea asta și ăsta e cu zborul în partea asta. Da. Ca să-și facă orientarea diferită. După cum a fost așezat. Ei, uite-le acă, aici e diferență de matcă, da? Odată e făcut și ăla și ăsta. Da. Uite, asta trebuie să vedem ce înseamnă matcă. Da, ăla, deja eu sunt sigur că nu mai am ce faci cu el, că se vede. Ăla a murit matca, mai sigur, acolo. Dar dacă era matcă de calitate, era bine multă. Nu era ca ăsta. Ăsta o matcă de calitate, care ne-a mers bine. Ia să vedem ce e. Ia câtă lăcumă-i. Da? Uite-le. Wow, aici albină groasă și da? Câte straturi de albină sunt aici? Păi sunt vreo 3-4, da? Da, se vede. Păi da. Așa că... Și când dăm unul de ăsta, dăm lângă unul care e cu 5 rami. Așa. Și mi dăm ăsta 3 de aici. L-am făcut cu 8. Și în primăvară, așa, fiind iernat bine, tratat bine, așa, în primăvară, avem pretenții. Da? Ia uite, tată. Unul care a avut matcă bună, da? Uite-le. Da. Văzut? Așa că... Ia să vedem, se vede și matca cumva aici? Nu știu dacă... Uite-o, se vede, da. Marcat cu roșu. Cu roșu, da. Așa. Așa. Acum... Mai scoatem și celălaltă ramă. Astea 3 rame cu albină. Așa. Uite, tată, și aici. De la unul care... Care mi-a smas, da? Care a fost bun, nu mi-a bine. Acum eu știu, ești parfumat. Nu ești parfumat. Ei, nu. Ei, mai... Se mai supăr că umblăm la ele. Tată, lasă că... Așa, că le liniștim acum. Acum ce facem noi? Eu am pregătit. Am pregătit familii care... Să-ți dau masca. Ia dă masca. Ce familie ai pregătit? Ei, am pregătit cu câteva zile înainte. Am omorât măcile. Așa. Ca acum că mi-ai sunat, că ai spus că vii în coașă, n-ai venit marți, ai venit astăzi miercuri, nu-i nimic, ai venit. Da. Pentru că chiar mulți mi-au scris, doamne, așteptăm să vină domnul Bobocea să facem o filmare mai detaliat. Mai așa, mai cu înșetul, mai cu rădare. Dar știți, vreau să te mai întreb ceva. Mie mi-ai spus, când vin, să ne apucăm de treabă mai după amiază. De ce nu ne apucăm noi la ora 11, de exemplu, când e soare și cald? Nu. Păi, fii atent aici. Deci albina acum se lasă răși. Așa. Afară fric, da? Așa. Iar tenta, ai observat aici, că iar tenta din s-a strânge. Da. S-a strânge grămadă. Da. Ei, ea e morțită, e mai țapură, e dacă așa ia o leacă, vezi. Dar cu ceasul, cred că e 3 jumate, 4, nu știu. Nu știu, 4, da, poate 4, fi, da. 3 jumate, 4, nu știu acum. Da. Ei, și afară sunt, și erau 12 grade mai devreme. Stai un pic, mă uit acum. Ia stai aici, mă uit acum, că am termometru. Afară
afară sunt 10 grade acum. De 10 grade acum. 10 grade. A, așa. Ei, de ce trebuie să fie temperatura, deci, rece când temperatura faci umidificare? Să ai mare grijă dacă ai să faci chestia asta, să nu o faci la întâmplare, bă, aia că merge, nu e așa. Dacă noi punem albinile astea, nucleul ăsta, îl băgăm în altă parte, el e acolo să amestecă, știi? Da. Și fiind, dacă e cald, așa se amestecă prea repede. Se amestecă și atunci posibil să ajungă să o mare mată. Să o mare mată, ca celelalte, da. Da. Când dăm acum, când e rece și îi dăm și diafragma, ele, și diafragma trebuie să fie fixă. Da. Fixă între pereți aici. Pereți, da? Ca ea să treacă numai pe partea de sus, da. Și să treacă cât mai puțină, ca ea treptat să poată ajunge cele care nu au matcă, la acestea care au matcă. Adică noi trebuie să ne gândim la toate metodele ca să primească matca sigur. Și albina să, și albina să treacă cât mai încet. Cât mai încet, pentru că e acum, dacă unificăm acum, mai pe jumătate de oră sau chiar și acum dacă unificăm, e are tenta de să strânge grămadă. Uh-huh. Și atunci e să strânge, să grupează grămadă ușor. Da. Și prima dată când celelalte albini când ajung și trec diafragma, da. Prima dată se întâlnesc cu aestea. Uh-huh. Dar nu ajungi la matcă direct, pentru că matcă nu stă sus. Da. Este aia, ai văzut undeva, mai fie acolo. Da. Și noi acum când luăm de aici, prima dată trebuie să cătăm, să uităm matca să fie în mijloc, între albini. Uh-huh. Deci dacă ia acum e pe rama asta, ne-am văzut noi aici, partea exterioară, e posibil că s-o fi dus de aici, trecut din dar noi trebuie să o căutăm, ești parfumat. Nu ești parfumat. Nu. Uite, e în partea asta, vezi? Da. Așa. Ei, acum ce facem noi? Când ducem de aici, s-o punem în mijloc. Deci trebuie să luăm ramele astea de aici. Și asta sunt... fără. Auzi, da. Așa, pui rama aia acolo. O mijloc o punem aici. Așa. Ca ea să fie protejată. Uh-huh. Protejată de albini. Adică ca ceilalți albini să ajungă mai grabă. Să se formeze garda. Exact. Așa. Așa, și acum hai să-ți spun de ce cauza am scos eu asta mai înainte din nucleu. Că dacă scutem acum câte rece, da. Știi, am mult albină. Și rămâne albină pe peretele lăsă, da, pe acolo. Da, rămâne pe acolo, știi? Când a fost cald, ea era împrăștietă, da, era da. Altfel. Am scos-o. Iar acum e numai pe rame. Și acum e numai pe rame, da, am scos-o de aici, da. Ca eu să pot să-l iau toate odată, așa, grupate. Așa, așa. Grupate. Așa. Și să mergem cu dânsul. Adică dacă luăm lada cu totul, să mergem. Așa îl iau. Așa. Deci nu mă duc pe rând. Am luat tătii, mușchi, rămâni. Adică trebuie să pregătim acolo teren. Acolo mergem la da. Pregătim și gata. Acolo. Mergem acolo. Mergem, da? Mergem acolo. Așa. Acum am ajuns aici la această familie care eu i-am urmatca. Deci asta. Acum vin mai aproape de metale și vezi că asta albină deja împrăștietă. Așa. Și agitată. Da, asta băzii. O vezi? Se aude băzii, plânge când are albină. Se aude? Da, se aude. Auzi cum faci? Da. Băzii. Ei, în momentul când e faci chestia asta așa, da. E acum plânge. Mamă, unde e mama mea, unde e regina, unde e tăi, știi? Acum îi dăm asta aici, uh-huh. Ușuriel. Așa. Vezi? Ușor aici. Așa. Deci matca o avem acolo sigur. Da? Păi dacă uite ce spate face. Am văzut-o, este. Dintr-o ramă cu albină. Da? Mi-a făcut o matcă care sunt sigur că e bună. Așa, și pe câte rame s-au făcut acum? Și acum avem așa, 2, 4, 6 și cu 3? 9. Păi? 9 rame. Păi ia zi-mi tu în primăvară ce faci cu asta. Chiar dacă ar mai scădea 2 rame, păi și rămânem cu 7, păi dau în primăvară o familie de albine cu 7 rame. Lasă-l mamă în pașe, că nu scade mult, pentru că el aici e tot ce trebuie, are tot ce trebuie, are la iarnă, căldură are. Asta... Și matale, crezi că vor fi rezultate aici? Păi da, este ai mai, ai mai făcut păi, așa ceva? La mine în primăvară am avut rapița la distanță de 4,5 km, chiar 5 km. Așa. Și a fost rară, păcătoasă, vai de capui. Și am făcut la cântar, la grămadă, adusă 15 kg și am scos, s-a pus la butoi 10. Uh-huh. Păi care nu prea s-a făcut rapiță, la mine veșenii nu au avut nici măcar să iei cu lingurița.
de la mine de prin zonă. Da, deci că doar da. Mă aud, acum așa știu că ei vine și vedeau la mine catul albi plin, zice că dă-mi de ce ai făcut, de unde o ai? Păi eu te de aici. Uh-huh. Păi facem asta și atunci avem. Plus de asta, contează foarte mult iernarea. Pentru că eu dacă iernez la adăpost, n-am uzură. Și atunci albina asta mi s-a dus și până hă-hă. O să mai vorbim de seară despre lucrul ăsta. Da, mai vorbim. Vorbim așa. De seară ce deci acum asta. Eu aici l-am închis și peste, să zic așa, 4-5 zile. Așa. Și scot diafragma și eventual îmi scot o ramă dacă e nevoie din stânga și din dreapta și să-l lăs pe loc. Auzi, dar acum, deci această diafragmă da. Este din perete în perete. Aici. Da. Din perete în perete și pe fundul stupului. Ia, uite, vezi? Acolo ei și aia aproape, da? Ei și-mi trece și mie albina acum, da. O să-mi treacă pe deasupra. Și dacă ai observat, tu atent, vezi? Că nici nu prea trece ea așa. Vezi că este fiecare. O să treacă foarte încet. Sunt mirosul de matcă, da. Vine frigul la noapte, la noapte au fost 4 grade. O să se unească, se unește. Dar voi fi sigur că va primi matca. Dar acum să mergem să mai arătăm, că eu am mai făcut o două zile acum. Unificări, că am avut 50 de nuclee din astea, așa, 53, 54, 50 am pus, 50 de nuclee din astea care le-am făcut și de fapt mi-a zis cineva de anul trecut să-i fac nuclei, omul s-a răzgândit și am zis, mă, dacă tot le am, ia hai să dau bătii măcile, că am astea măci care le-am omorât, îți de prin 2014. Și se vede, când e bătrână, de acum i-a făcut treaba până acum, de acum cam gata. Deci asta e, cam asta e unificarea care se face. Care asta e unificarea? Care matale de obicei le faci cam în octombrie, așa mi-a zis. Ei, da, dacă sfârșește vremea acum. Dacă sfârșește vremea, se poate și la sfârșitul septembrie. Și acum chiar dacă se încălzește. Și nu crede cineva că pleacă înapoi acolo la locul ei. Nu mai pleacă. Nu mai pleacă, iese bezmetic câțiva metri și intră înapoi, pentru că are mirosul de matcă aici și aia și intră înapoi. Nu se duce ca vara, e nebunită, după cules, se schimbă, se duce în altă parte dacă se schimbă locul, știi? Dacă i-am luat din partea și aia și am adus-o aici, e atunci când pleacă după cules, se duce acolo, locul e înapoi. Dar acum nu, acum iese din stump de aici, umblă câțiva metri și intră înapoi. Am înțeles. Hai să verificăm. Auzi, acum. Asta-i, azi e miercuri. Vreau să-mi spui când ai omorât matca aici, în familia asta, matca aia care... Miercuri, duminică. Deci duminică. Duminică sau... Da, sau deci sâmbătă. Oricum, cu trei zile înainte, nu? 3-4 zile înainte. 3-4 zile înainte. Dar ea să ajungă să fie cam așa, să facă zgomotul ăsta, că ea, în momentul când are matca după 2 zile, trei începe să huiască să facă zgomotul ăsta. Hai să verificăm unul care l-a munit. Așa. L-a munit ieri. Așa. Hai să vingem împreună să vedem dacă... Bun. Ce ziceai de familia asta? Că... Asta l-am unificat. Așa. Să arăt la oameni și fac. După și unific, nu? Da. Dă-mi. Adică vrei să arăți rezultatele după dacă ce unifici. Dacă eu ținem. Dacă eu ținem pe 5-6 rame. Da. Așa cam îl ținem. Să-l fac bun. Mai nu știu când. Așa l-am sigur bun. Cum spuneam eu mai înainte, că mulți fac asta, dar nu o spun. Am înțeles, dar când ai făcut unificarea aici? Păi nu mai știu că am făcut, că am făcut... Aproximativ. Cred că azi, luni, cred că am făcut. Da? Da, cred deci că, are o două zile. Am avut 50 de familii de astea care am omorât măcile și... Nu mai știu, am făcut pe bucăți. Cum am prins, am făcut într-o zi 5, într-o zi 7, într-o zi... Nu mai știu. Deci dacă era să fie omorât matca, era omorât ăla acum. Acum da, dacă el omoară... Până la 20 dimineață, dacă ia să vedem ce găsim noi aici. Acum să scoatem diafragma. Deci teoretic ar trebui să găsim matca acolo la teoretic, la nucleu, nu? Practic. Teoretic. Să vedem și practic dacă se întâmplă. Așa ar trebui. Acum să fie aici și să vedem cât albine e aici. Că ar fi trebuit să vină de aici aici, practic. Da. Nu teoretic, practic. Ia să vedem practic cum se întâmplă. Așa. Practic, uite, s-a umplut de albine. Da, păi el... Da, e... Matca ar trebui să fie marcată? Matca, da, păi toate care le-am schimbat sunt cu roșu anul ăsta. Și ele care au fost de anul trecut și de acum 2 ani și de acum 3 ani și de acum 4 ani sunt galben. Pentru că eu n-am avut măci marcate până anul ăsta. Anul ăsta le-am marcat pe toate galben. Și cele vechi.
Și acestea care le am tinerii, le-am băgat cu roșu. Așa. Așa. Acum să vedem dacă o fi. Ia să vedem. Aici, dacă nu, trec cu partea cealaltă. E posibil să fie și trecută dincolo. Posibil, da, da, da. E omorât, nu omorât-o, pentru că ia uite-l cât e de liniștit. Da. Vezi, asta a fost făcut nucleu cu rame de... Trei certuri. De multiță așa, tu uite matca o vezi? Da, uite matca aici. Uite-o, vezi, uite-o. Gata, e în regulă. Ei. E în regulă. Deci de acum, dacă de are acuma, două bă, zile de când stai aici, deci de acum nu mă omorât. El e liniștit, numai bâzi, numai nimic. Da, uite albină groasă. Da, păi ești albină, na. Ia partea cealaltă. Are? Da, păi uite-o, ia. Ești albină, uite-o. Uh-huh. Na, are albină. Așa, păi ăștia. Cât sunt aici? Așa ai până în cap tu și-a la coltăt aici. Câte rame? 2, 4, 6, 8, 9 rame. 9 rame, da. Păi da, iotălea. Dacă i-am dat eu 3, iotălea, iotălea da. Și aici. Da. Așa. Iată-le. I-am dat eu 3, dar nu 3 pline, să zicem că 2 rămân. Acum mai scoatem diafragma. Da? Eu așa ceva, de când fac... Și cum n-am pățit să mi se omoare mățile după și le-am unificat. Da. Nu, ei se întâmplă în timpul iernii, se întâmplă, na. Uh-huh. Și la una tânără, și la aceea tânără, și la care o fi. Așa. Deci acum am scos-o. Da? Da. Am scos-o și am dat drumul. Asta de aici. Cred că am să o bag eu mai la mijloc, cred că, nu știu. Dar am să mai trec la el odată, să mai văd, să mai... Așa. Nu rămâne așa. Când ne împachetiez, da. Atunci... Oricum, ce este important că a primit matca. Asta dacă mâine, a primit asta matca, mâine, de aici încolo... De acum încolo... Le mai face o verificare... 2, 4, 6 și cu 8 dacă îmi rămâne. Mai 7 dacă rămâne, el se mai strânge grămadă. Da. Și atunci... Și să mai zic. Nu mai zic nimica, să fie eu n-am bun sănătate. Altceva și să mai fie. Uite, am rămas semnul pe dânsul, ca să știu să vin să... Așa, să-l verific, dar dacă l-am verificat, l-am pachetat, atunci la fel, unificat. Hai deci, să mai luăm unul. Și asta e unificat? Da? Ia să vedem ce e. Hai să mai luăm. Așa, ăștia care au sămnii, sunt unificați. Uh-huh. Aici vină. Ăsta au primit la matca 100%, pentru că îți spune albina. Cum ai desfăcut, cum îți spune albina? Era dacă e liniștit. E liniștit, sigur că da. Așa. Asta-i. Ei, și pare simplu. Da, nu-i simplu. Nu-i simplu, că ai de muncă, de nu te vezi. Așa. Uite-l. Partea exterioară, vezi? Da. Ei, partea exterioară a ramei. Are suficient albină. Ia să vedem matca. Păi dacă ai albină atâta până aici, nu-i destul albină. Acum să vedem unde găsim matca, în care parte. E. Este sigur, pentru că e cât așa aici, vezi, făcut cu rame de cat. Da. E, se vede. Și eu când am adus aici, am adus cum a fost. Nu puteam să... Așa, dar am să le aleg eu. Le sortez, le dau într-o parte, le dau în cealaltă parte. Da? Așa. E, dar matcă trebuie și trecută, dragă, dincolo. Vezi? Da. Sigur e trecut dincolo sau dacă nu e în smog și ala de albine acolo. Ia. Ia să vedem noi. Încoace. Ține, acum e și rece și ceara e tare. E posibil să fii mai pe la mijlocul. E trecută. Cuibloase, da. E trecut, dar este sigur că da, nu se vede nu huiește, nu e liniștită. Da. Ai văzut matca aici? Uite-o ea. Uite-o, da. Vezi? În colț acolo. Acolo. Vezi, da. E trecut. Da. O trecut, deci trecut din coace. O trecut în cuib. Da. Da. Ei, dacă o trecut masca în partea asta la altă, dacă mai poți să lucrez fără probleme. Da? Mhm. Fără probleme. Vezi dacă iei rășii?
cum s-o strâns, s-o grupat, partea din spate deja rămâne și trebuie să rămână goală. Deci în situația când matca deja o trecut din coace, e clar că diafragma aia trebuie scoasă. Da. Da, fără probleme aia de acum, dar nu, eu ți-am spus, niciodată nu mi s-a întâmplat să am probleme. Păi nu scos pe aia? Ba da, ba da. Să am cum să mi se întâmple. Eu asta fac, nu, dar să știm o chestie. Dacă familia are puietă în interior, greu o să primească. Da. Să nu aibă puietă. Uh-huh. Deci familia de bază, care omorâm noi matca, să nu aibă puietă. Că dacă are puietă și își trage bot, că eu omor acum matca și până la doua zi deja își fac și... își face boci. El își trage nădejde de acolo, că da, va scoate matcă nefecundată din rapid, boci. Rapid o omoară pe asta. Mă primești. Da. E, acum așa am făcut. Am văzut că este matcă și ne întâlnim la primăvară. Da? Ia că așa facem. Acum eu pui pe aia acolo. Asta eu pun aici și va veni împachetarea. Împachetarea, să-mi spun și mie tu, Iulie, că dacă tu prins ghinii modelul meu de lucru cu ziarele de anul trecut. Păi o prins foarte bine. Ia povestește-mi, zâmbi. O prins foarte cum, bine. Cum ți-am spus ție că ăsta stuche cu podișoare, ce se întâmplă? Eu am și eu podișoare. Hai să vezi. O prins foarte bine pentru povestește-mi. Că diferența este că în momentul în care ai pus ziare, albina nu se mai urcă, nu mai urcă sus. Sus piramii și se mai piardă timpul să stea grămadă. Ia olea, hai cu mine să arăt o chestie, că eu am stup polcioare. Da? Ieci, hai să vezi stup din polcioare, dacă tot ai venit în calte, hai să arătăm și la băieți și tu și vezi. Așa, deci ăsta e podișorul, nu? Ia, ce spui despre podișorul ăsta? Ei, uite ce se întâmplă. Așa. Aici rămâne golul ăsta, da? Spațiul ăla, da. Spațiul ăsta de aici. Da. Și spațiul ăsta dintre marginea de la ladă până la ramă. Da. Am aici un centimetru jumate, cred că un centimetru. Un centimetru și cu unul și din cu unul și ceva, poate asta altă 2 centimetri. Așa 2 centimetri, rămâne gol. Uh-huh. Aici și aia, da? Da. Și mie a doua parte a iernii. A doua parte a iernii. Da. Mi se ridică albina în sus aici aia. Și când vezi tu că la o parte și aia vezi că, bă, bat în el aici și aia și duci albina toată jos. Uh-huh. E, dar e sus. Da. E de la jumatea ramii ridicată în sus. Nu-i până jos, jos pe capăt. Da. Ei, asta ce se întâmplă? Albina știe când stă mie aici, îmi faci și dop. Uh-huh. Îmi faci și dop aici. Am înțeles. Între ramii și podișor. Podișor. Și ei nu lucrează, în loc să-mi lucrez acolo, să-mi pontez acolo. Vine și stă, vine și pierde timp aici. Stă aici așa, ia, da. Și pierde timp. Încălzește degeaba. În loc să încălzească acolo unde este puietul, unde este... Ramă, da. Și asta se întârzi. Eu sunt la mari apicultori în zonă, prin zonele mai calde, așa, care li se întârzi ponta din cauza asta. Da, da. Li se întârzi cu cel puțin 10 zile. Uh-huh. Au, dar mai puțin decât ar trebui să fie. Pentru că dacă ar avea albina toată să fie jos, să fie de la 10 cm, mai jos decât spetează ramii, da, ar avea mult mai multă pontă, pentru că albina e jos, nu sus. Așa, eu aș fac în asta iarnă o experiență cu chestia asta, cu podișorul și cu ziarele. Ziarele, uh-huh, îmi ține albina toată, mi-o ține jos, da, o chestie. Deci când punem ziarul, aia este de aici și aia, trebuie rase toate. Să-mi dispară. Da, da, da. Da? Să-mi șaseze, să se lipească. Să-mi șase, da. Să lipească. Uh-huh. Atunci mi stă albina jos. Dacă mi se ridică sus, se pierde. Da. Se pierde din știi cum, că acum și în loc să avem o familie puternică, avem la jumătate. Da. Asta e tot. Am înțeles. Ei? Și am să fac în iarna asta să observe, să vadă că am avut dreptate. Uh-huh. Am făcut și eu știu ce înseamnă, că dacă ar fi fost mai bine, asta da, e bun vara. Vara se extraordinar. Da, da. Sunt foarte buni. Dar eu n-am timp să stau ca să le disclei. Știi ce se întâmplă în vara să înclei? Da, da. Stă să le stau, să le salt, să le scuturi, să le stau. N-am timp. Atunci aia pun folie și nu e de bine cu folie, da? Păi bun, dar așa altceva, la transport folia aia este etanșă ca să nu iasă albina? Nu iese, că atunci eu nici nu-i bat măcar să-i prindă în sub și nic. Îi stupui în falț și îl încarc cu atenție, n-am treabă cu... Mm-hmm. Așa. Cam asta e. Cam asta e toată operațiunea. Cam asta e, da, cu unificările, cam asta e cu nucleile, pentru că ce mare pierdere avem noi dacă luăm o ramă cu puiet, spre spunem,
după tei, cum e la mine, sau la dumitale, să zic înainte fără soarele. Și ai pierdut o ramă. Cât e o ramă de puiet? Nici nu se observă din 7-8 câte ai în stup acolo. Da. Cât? Cât e o ramă? Bine să zici mai mult, Alvin, atunci. Păi și atunci hai de unde să iei o ramă cu puiet. Dacă ai avea să zicem, mă, după salcăm, da, să faci nuclei, păi atunci faci din fiecare stup, ai 100 de familii de albini, 100 de nuclei ți-ai făcut ca să ieși cu 60-70. Uh-huh. Nu să prin tăte, că dacă s-ar fi 100%, dar mai încă pe nicăieri ai avea stuchii pe tăte șanțurile. Dar nu, e greu de făcut. Care e o piesă la împirecheat, o mănâncă păsările, înapoi nu mai vine. E problemă, nu chiar hai, e ușor, gata, batem din pan, mi-am făcut. Nu, dacă... Adică asta e și frumoasă din, apicultura. Da, din ce ai spus, Matari, dacă faci 100 de roi, de nuclei, cam 70. 65-70 uh-huh, uh-huh, merg. Și de aici mai pierz. Mai... Plus că și aici, iarăși, nu-i numai atât. Deci trebuie să vezi cum orientezi lăzile astea, să aibă orientare bună când se întoarce matca de la împerechere. Păi, asta, deci nu le pui asta, la rând una. Asta se știe, da. Asta se știe cu cum pui lada, cum, în ce zonă, cum duci, cum asta nu... fiecare se orientează atunci la fața locului. Da. Dar la dumitale, pentru că dumitale ai spus că vrei să treci de la un mod la altul, acum vrei să-ți faci, păcat. Păcat să te duci să cumpiri măci. Dată. Deci când dai bani pe matca și aia, o ieși, o pui în cușcă, faci o pauză de 7 zile, fără pontă, să urmește ponta definitiv în stupină și nu știi dacă o iei bună. Pe când eu, dacă eu am făcut la mine, am făcut din amelii, și care e bun, ai văzut ce am făcut. Da. L-am dus în alt stup, care nu-i bun, eu albina și restul de la mama lui. Da. N-am și să-i fac. Și sunt măci care nu-s buni de la început, care mi-o otrântori. Sunt care îmi iesă cu aripile nu știu cum. Sunt care nu, din prima nu-s buni. Și atunci... Sau se mai întâmplă că sunt măci care crește boz de schimb. Da, nu? Deci matcă tânără fecundată, după ce se fecundează, crește boz de schimb. Și are o problemă. Și încă altceva. Dacă ai făcut în primăvară, eu acum ăștia le-am făcut târziu, le-am făcut când înainte era când erau ploi și atunci. Uh-huh. Când erau ploi și le puternici și atunci prindem o leacă de o oră, două. Mai soare, pac, mă ducem, luam o ramă, vedem eu că permite să iei o ramă și facem nuclei. Da. Ei, dacă îl faci după salcâm, e altă treabă. Păi acum l-ai pe 5 rame, nu l-ai pe 3. Da. E altă treabă, da. Deci cam asta, dragi. Cam asta e tot, nu? Care mi-a scris... mi-a spus ca să fac mai așa, mai detaliat, mai prin înțelesul tuturor, am făcut-o. Acum, dacă mai fi ceva care am sărit și n-am așa, mai înscris dumneavoastră nu acolo și nu se poate eu... să nu fi scăpat. Da, întotdeauna mai... Nu poți. Apoi, mai ești o chestie. Nu poți să fii pe placul tuturor, pentru că altul lucrează altfel. Dom'le, fiecare are un stil de lucru. Eu într-un fel, altul în alt fel. Da. Poate e mai bun al lui, poate... Eu nu zic că nu sunt oameni care lucrează mult mai bine ca mine, cred că de 10 ori, dar na, să arăte, că dacă arată, să-mi văd și eu la dânsul ceva. Nu, păi să arăte. Da. Da. Sănătate. Sănătate și mulțumim pentru tot.